Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. Echipa de conducere a primăriei Suceava este completă. Bun găsit tuturor! Sunt Cătălina Biholar, încep știrile Intermedia. Iată și câteva dintre subiectele zilei. PNL și PSD au bătut palma în Consiliul Local Suceava pentru formarea majorității și au desemnat viceprimarii. Chiar dacă s-a aliat cu liberalii, Vasile Râmbu a dat publicității un clip care demonstrează cât de mizerabil era sediul primăriei înainte de Marea Debarasare. Și cei trei autori ai distrugerilor din Burdujeni au ajuns după gratii. Detalii despre acestea și alte subiecte în știrile pe larg. Cu toate că inițial Vasile Râmbu și-a dorit să-și completeze echipa din fruntea primăriei după alegerile parlamentare, urgențele care au apărut au devansat acest moment. Astfel, în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local Suceava din 7 noiembrie, au fost aleși cei doi viceprimari ai municipiului. Este vorba despre socialdemocratul Dan Ioan Cușnir și liberalul Daniel Ungurian. Amândoi au primit câte 20 de voturi din partea colegii, în condițiile în care cei trei consilieri AUR au părăsit sala înainte de vot. Joi pe 7 noiembrie, în ședința extraordinară a Consiliului Local Suceava, au fost aleși cei doi viceprimari ai municipiului, moment care marchează o colaborare între Partidul Național Liberal cu PMP pe de o parte și Partidul Social Democrat. Dan Ioan Cușnir, reprezentant al PSD, a fost propus de colegul său de partid, doctorul Paul Turcoman, în timp ce Daniel Ungurian, susținut de PNL și PMP, a fost propus de Lucian Harșovski, liderul grupului PNL. Într-un gest de protest, cei trei consilieri AUR au părăsit sala, astfel încât votul s-a desfășurat în lipsa lor. Cei doi viceprimari au obținut număr egal de voturi, câte 20 de voturi din partea celor prezenți. După numărarea voturilor, cei doi viceprimari și-au împărtășit gândurile cu colegii și cu publicul prin intermediul presei prezente. Împreună vom face tot ceea ce depinde de noi pentru a vindeca Suceava. Împreună vom schimba sau vom face tot ceea ce depinde de noi pentru a schimba mentalitatea din Consiliul Local, mentalitatea din primărie, mentalitatea neplătitorilor de taxe și impozite. Nu vă pot promite că voi fi un viceprimar perfect, dar vă promit că voi face tot ceea ce depinde de mine pentru a fi eficient, pentru a lua deciziile cele mai corecte, pentru ca împreună să schimbăm și să vindecăm Suceava. Nu vă pot promite că nu voi face nicio greșeală, dar vă asigur că învăț repede din greșeli și greșelile sunt cel mai bun manual din care învățăm. Vă mulțumesc frumos pentru încrederea acordată astăzi. Doresc să vă mulțumesc și eu foarte mult pentru încrederea acordată tuturor colegilor, celor de la PNL și PMP, colegilor din PSD, chiar și din USR. E clar că pe umerii noștri de astăzi există o responsabilitate majoră, dar împreună vom conlucra pentru binele locuitorilor municipiului Suceava și vom face tot ce depinde de noi pentru aceasta. E sigur, cum spunea și celălalt coleg, domnul Cușner, probabil vom face greșeli, dar le vom corecta și vreau să vă asigur de buna noastră credință, de buna mea credință, ca să facem tot, chiar tot ce depinde de noi pentru cetățenii municipiului Suceava. Vă mulțumesc mult pentru încrederea acordată. La rândul său, primarul Vasile Râmbu i-a felicitat pe cei doi viceprimari și i-a informat că nu este loc pentru multe greșeli. Știindu-vă, mă bucur că sunteți cei cu care începem incursiunea noastră spre țelul bineștiut, cu pace în Suceava bine, și vă asigur că vă voi valorifica
la maximum de potențial, la maximum potențialul dumneavoastră. Deja lucrați preventiv, vă găsiți scuze că dacă veți greși, veți recunoaște. Eu vă îndemn să facem așa fel încât să greșim foarte, foarte puțin. Desigur, suntem oameni, nu toți avem o experiență de plin în administrație, dar acolo unde este bunăvoință, unde este voință, este și putință, găsim rezerve și pentru eforturi fizice și pentru eforturi intelectuale, pentru că și cele fizice vor fi foarte necesare și în același timp utile, că în mare parte veți face munca de teren. În ședința Consiliului Local Suceava, Lucian Harșovski, liderul consilierilor PNL, a transmis care sunt condițiile colaborării sale cu echipa primarului Vasile Râmbu. Provocat de declarațiile fostului viceprimar, primarul a pus la dispoziție un film cu imagini din primărie înainte de Marea Debarasare. Curățenia generală a generat și reclamația făcută de un consilier local la poliție, după ce la buncărele din curtea instituției au fost găsite documente. În paralel cu această anchetă se desfășoară și una administrativă, dar primăria arată deja mai ordonat cu spațiile publice degajate de fișete și dosare. În calitate de lider al consilierilor locali PNL și ca fost viceprimar, Lucian Harșovski a luat cuvântul în cadrul ședinței în care au fost votați noi viceprimari, după ce a enumerat promisiunile de campanie ale echipei Vasile Râmbu și proiectele demarate și nefinalizate de fosta administrație. Lucian Harșovski a expus condițiile în care va fi un partener pentru noua echipă. Dacă mi-este permis, nu aș spune un sfat, dar un gând, pentru că până la urmă sunt persoana de la această masă de rândul consilierilor cu cea mai mare experiență administrativă și cu cel mai mare număr de voturi în spate. Ați câștigat, nu transformați victoria în prigoană și în aroganță. Atâta timp cât vă veți ține de cuvânt și veți respecta meritocrația, aveți un partener în mine. Provocat de aceste declarații, Vasile Râmbu a reamintit neregulile lăsate de vechea administrație. Vom depune toate eforturile ca să ne ținem de cuvânt, însă vom avea o mică mare greutate. Ați lăsat vechea administrație o gaură de peste 100 de milioane de lei și încă se lărgește. Cred că și ar trebui atunci când ne veți cere socoteală, să țineți cont și de acest start greoi și cu niște arierate și datorii extraordinar de mari. Experiența pe care o invocați dumneavoastră și echipa care ați fost, n-a fost cea mai bună dătătoare de rezultate. Și vă asigur că argumentele respective vor fi însoțite de documente și de, faptele de la fața locului. Deci, încă o dată, asigur de de toată seriozitatea programului nostru, nu este numai al nostru, nu știu de ce ați făcut sau faceți niște delimitări, votând în bloc conducerea primăriei, consider și am toată convingerea că toți vom trage la aceeași căruță și pentru aceleași scopuri. Pentru a susține declarațiile referitoare la modul în care a fost făcută administrație doar în primărie, fără să extrapoleze la oraș, Vasile Râmbu a oferit ulterior un film făcut în urmă cu câteva zile pe holurile din primăria Suceava și în alte spații comune. În imagine apar fișete, cutii și dosare depozitate prin toate spațiile care ar fi trebuit să fie destinate funcționarilor sau contribuabililor. Nu au scăpat din filmare nici toaletele, dar nici spațiile de la subsol care au fost transformate aproape în totalitate în depozit. Am dat un termen de 10 zile de la acea constatare pentru a crea un spațiu civilizat în care să activeze și personalul primăriei și aici, într-un spațiu civilizat, să fie și publicul primit. În urma acestei decizii, unii dintre angajații primăriei au dat dovadă de exces de zel când au făcut curățenie și au aruncat documente care acum fac parte dintr-o cercetare a poliției în urma reclamației făcute de consilierul AUR Mihai Crăciun. Cum își fac curat și ce rup, ce arunc, ce aruncă, ce topesc, ce ard,
Nu este datoria mea să-i supraveghez. Toți funcționarii știu legea arhivelor și atunci dacă eu știu, mă alătur anumite documente care au un număr de ani de păstrare, răspund. Legat de problema arhivelor, s-au mutat nelegal. Vă rog să verificați legea numărul 16/1996. Din câte am constatat, nu o cunoașteți. Iar ceea ce ați aruncat la tomberoanele din spate, cred că ar fi cazul să le aduceți și să le inventariați conform legii. Mulțumesc! Da, sunteți o mică eroare, domnul consilier. Vreau să știți foarte bine că noi am avut o discuție de genul ăsta. Ați spus cu ce să ajutați. M-am bucurat că mi-a spus o asemenea întrebare. Și atunci v-am cerut ajutorul pentru pe zona salubrizării și ceva pe zona poliției locale. Ați fost foarte, foarte vigilent, ați constatat acolo existența unor dosare care conțineau niște documente despre care încă nu știm ce fel de documente. Desigur, pe lângă ceea ce au preluat cei de la poliție, face și noi ancheta noastră administrativă. Legat de arhivare și trimiterea la lege, deocamdată nu s-a arhivat nimic. E vorba de asta de pregătirea documentelor pentru arhivare și mutarea celor în alte locații, acelor fișete, în scopul scanării tuturor documentelor și întocmirii de trecere pe arhivarea electronică. Deci nici vorbă de asta de arhivare ilegală și legat de ce conțin acele dosare, o să ne lămurim. În tot cazul, noi facem o anchetă administrativă, vom lua măsurile necesare în ton cu, constatările organelor de anchetă. Și vreau să vă spun o chestiune. Nu aruncați, nu dumneavoastră, alții, în aer, în spațiu public, diverse lozinci. Administrația Râmbu distruge documentele. Administrația Râmbu nici a făcut foarte multe documente până acum ca să greșească și să le distrugă. Deși termenul pentru a face ordine în primărie a fost de 10 zile, deja spațiile publice arată mult mai aerisit. Fișetele, cutiile și dosarele de la etajul întâi, unde se plătesc taxele și impozitele, au fost mutate, iar subsolul nu mai arată adepozit. Primele două persoane care au cumulat pensia cu salariul în primăria Suceava au primit dispoziții semnate de primarul Vasile Râmbu, prin care le încetează raporturile de serviciu. Cel mai sonor este cazul fostei directoare economice, care avea dispoziție de prelungire semnată de primarul precedent, valabilă până în 2027. Conform documentelor obținute de redacția noastră, reiese că primarul Vasile Râmbu a semnat două dispoziții în acest sens. Conform acestora, începând cu data de 7 noiembrie 2024, primele două angajate pensionare părăsesc primăria Suceava din semnătura primarului Vasile Râmbu. Este vorba îndeoseb despre cazul deja sonor al fostei directoare economice, Elisabeta Văideanu. Aceasta a ieșit la pensie în martie 2024, însă fostul primar i-a prelungit posibilitatea exercitării drepturilor de serviciu până în 20 ianuarie 2027. Pe fosta directoare economică, actualul viceprimar Dan Cușnir a acuzat-o că s-ar fi aflat în incompatibilitate, că ar fi încasat un spor de 30% pentru proiecte europene, cu toate că nu ar fi știut în ce proiecte era implicată și că și-ar fi cumulat salariul cu pensia, deși nu ar fi avut acest drept. La acel moment, Dan Cușnir a pasat responsabilitatea pentru starea financiară critică a Sucevei atât pe fostul primar, cât și pe directoarea economică. Al doilea caz este cel al fostei șefe a Serviciului Fiscalitate Persoane Juridice, Viorica Nicolescu, care a ieșit la pensie în 2023 și căreia i s-a prelungit contractul prin dispoziția fostului primar până în 2025.
Autorii distrugerilor din cartierul Burdujene al municipiului Suceava au fost reținuți în arestul poliției. Este vorba despre doi soți, părinți ai unui copil minor și prietenul acestora. De după gratii, femeia cercetată penal susține că în noaptea comiterii faptelor ar fi dat nas în nas cu un echipaj al poliției locale care ar fi observat o parte din distrugeri. În loc să inițieze demersurile pentru reținerea lor și limitarea pagubelor, polițiștii locali i-ar fi legitimat pe tineri și i-ar fi lăsat să plece. Astfel, între orele 2 și 5, cei trei petrecăreți aflați sub influența alcoolului au vandalizat 51 de mașini. În replică, șeful poliției locale susține că polițiștii au reușit să-i identifice pe făptași în baza datelor furnizate de poliția locală. Autorii distrugerilor provocate în Burdujene au fost reținuți timp de 24 de ore în arestul Inspectoratului Județean de Poliție Suceava. Este vorba despre doi soți și un prieten al acestora cu vârste cuprinse între 22 și 23 de ani. Soții sunt părinții unui copil minor care, anterior comiterii faptelor, a ajuns în grija Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Tudor Florea este avocatul din oficiu al tinerei cercetate penal în cadrul dosarului de distrugere. De la clienta sa știe că făptașii ar fi dat nas în nas cu un echipaj al poliției locale chiar în noaptea comiterii faptelor. Ce vă pot spune legat de acest caz este dat de faptul că în seara respectivă cei trei tineri s-au apucat să vandalizeze câteva autoturisme în zona pieței din Burdujeni. Moment în care, la scurt timp după ce au vandalizat primele mașini, au rupt câteva plăcuțe de matriculare, au fost identificați, au fost depistați, să spun așa, de către un echipaj al poliției locale, care i-a legitimat, a observat activitatea dubioasă a lor și, din câte mi-a relatat doamna Bobu, a observat efectiv că au rupt, au îndepărtat plăcuțele de matriculare, și pur și simplu a fost lăsat să plece. Deși, din punct de vedere legal, poliția locală avea obligația de a-i prinde și de a-i prezenta organelor de urmărire penală, în speță de a-i prezenta la poliția municipală. Deci, practic, doamna susține că, în ciuda faptului că polițiștii au văzut ce făceau ei, polițiștii au plecat, i-au legitimat și au plecat mai exact, departe. Exact, exact. Și abia ulterior a continuat povestea cu cele 40 și ceva de mașini. Deci, în faza în care ei au fost opriți, era un număr doar de câteva mașini, până în 10. Șeful poliției locale Suceava confirmă că membrii unui echipaj al instituției din subordinea primăriei Suceava i-a legitimat pe făptași în noaptea distrugerilor, însă fără să știe că respectivii vandalizau mașini. Într-o filmare care a ajuns în spațiul public se observă cum mașina poliției locale trece pe lângă cei trei autori și își continuă drumul fără să oprească. În momentul în care au văzut echipajul, făptașii au fugit. Din punctul dumneavoastră de vedere, putea poliția locală să facă mai mult? Mă bucur că avem această ocazie și în măsura în care o să putem, vom lămuri. Putea să facă mai mult, suntem deja într-o zonă de ipoteze, putea dacă ar fi avut alte elemente. Însă, întrucât poliția locală nu a surprins în flagrant vandalizarea, nu a putut să constate infracțiunea în flagrant, pentru că am văzut că circulă această temă în spațiul public și nu a putut să continue, așa cum este menționat în spațiul public, celelalte demersuri. Ce au putut face colegii mei polițiști locali și au făcut a fost să îi identifice și să îi legitimeze pe tinerii respectivi. Iar în momentul în care s-a aflat, pentru că la acea oră nu se cunoștea despre toate vandalizările, nu se cunoștea despre existența unor astfel de incidente, încă nu fusese anunțat nicăieri, nici la apelul unic de urgență, nici într-o altă structură, nu fusese anunțat vreun incident. În momentul în care s-a aflat, datele au fost comunicate către Poliția Municipiului Suceava pentru a fi folosite într-un mod procedural, într-un mod corect.
Avocatul Tudor Florea este de părere că o intervenție mai inspirată a poliției locale ar fi limitat pagubele produse de cei trei. Autorii ar fi început să distrugă mașinile în jurul orei 2 și ar fi încheiat activitatea infracțională abia în jurul orei 5, după ce un localnic în vârstă de 43 de ani i-a observat și a sunat la 112. Cei trei au săvârșit presupusele fapte în jurul orei 2-3 dimineața și tot în jurul acelei ore au fost depistați de către echipajul poliției locale, care, bineînțeles, văzând și punctul lor de vedere că nu ar fi depistat săvârșirea faptelor de distrugere, totuși, după legitimarea lor și după constatarea faptului că se aflau într-o stare de beție, nejustificându-și sub niciun fel prezența în acea zonă și la acea oră, bineînțeles că poliția locală putea să efectueze niște activități de monitorizare a celor trei tineri și să-i urmărească după ce i-au lăsat să plece, iar prin această activitate eu consider că ar fi putut să stopeze activitatea lor infracțională. Autorii ar fi comis faptele sub influența băuturilor alcoolice. Doi dintre ei nu au antecedente penale. Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine în studioul știrilor, ca de obicei, jurnalistul Sorin Avram. Bine revenit, Sorin! Bună, Cătălina! Bine m-a regăsit! Conducerea primăriei este completă, echipa primar, viceprimari. Nu e viceprimar 1, viceprimar 2. Conform legii, sunt egali, ca au același număr de voturi. 20. Bun, acum toate fără atribuți. Cele trei voturi ale AUR. Primarul Vasile Râmbu, în declarația sa după ce le-a urat succes, le-a spus că nu prea e loc de greșeală și că i-au spus, știți, suntem la început, s-ar putea să mai greșim. I-a zis că nu prea e loc de greșeală și oricum vor petrece cel mai mult timp în teren. Asta e bine că vor face teren, pentru că îți faci programul cum vrei. Unde ești Dane, sau cum îi spune domnul Coșnier? Unde ești Dane, Daniele, sau cum îi spune? Așa, cum e? Unde ești șeful la Vițcan? Ce faci acolo? Pe teren? Eu cred că le poate pune și GPS dacă vrea. Dar nu e chiar așa, că doar nu e. Deci Kim Jong-un? Ce naibă, nici chiar așa. Dar asta cu terenul chiar e bine de făcut, pentru că vezi lucruri. Și vezi unde e o stradă, te mai întâlnești cu omul, îți spune, te ia și ți-a dat, uite azi domnul viceprimar aici că au pus aia bordura, așa. Acum și terenul ăsta, că dacă îl faci în fiecare zi și începi să aduni toate problemele cetățenești, n-ai când să le rezolvi. Adică ar trebui o parte să se facă cum e la școală. Deci ai cursuri și laboratoare. O parte cursuri unde acumulezi și laboratoare unde experimentezi. Mă gândeam că zici ca la parlamentare, ai comisii și teritoriu. Nu, lasă parlamentare. Că acolo nu prea se aici ține. Aici cursuri și seminare. Aici o perioadă, o săptămână, să spunem, mergi pe teren și acumulezi informații și așa mai departe, le rezolvi pe alea 3 săptămâni și pe alea o iei din loc. Că dacă mergi toată ziua pe teren, se adună foarte multe probleme și când să le rezolvi. Pari bun, ineficient. Dai telefon așa, acolo și acolo. Dar trebuie și bani ca să faci, că lumea vrea, adică sunt chestiuni care pentru unii, adică fiecare la bloc la el vrea să fie bancă în fața blocului, acum nu, că, dar vine vara, trebuie să bârfești cu vecinul, cu vecina, seara tineri, trebuie să bea și ei undeva, nu, că nu mergi la restaurant, vezi ce prețuri s-au făcut, stai și bei în fața blocului, fiecare sau vrea câte ceva. Sau mai ieftin de atât, te lași de băut, cel mai ieftin. Da. Dar trebuie să faci ceva după aia, te apuci de altceva, știi? Nu, acum la modul serios, sunt probleme, lumea are așteptări mari acum cu noua administrație. Bine că s-au ales, erau la început alte două nume vehiculate pentru funcțiile de viceprimar. Văd că până la urmă au apărut alte două nume care au și fost instalate, numele persoane care poartă aceste nume au fost instalate în funcție. De acum să facă echipa Râmbu, domnul Râmbu și-a făcut echipă și lumea o majoritate confortabilă în Consiliul da, Local. Da, uite ce frumos e consens, ar putea să desfințeze partidele, să se facă unul singur și AUR. Adică să fie partidul, un să partid. Să fie partide și AUR. Nu, să se cheme partidul unul singur, așa, ăsta unde e PNL, PSD, PMP și USR și AUR. Hai.
Bine, celelalte partide, conform regulilor, au avut și ele voie să propună viceprimari. Da, dacă vrei să te faci de râs și n-ai ce face, propui viceprimari. Că lucrurile astea, evident, se discută înainte. Doamne, crede cineva că asta s-a făcut ședințe, stăteau. Măi, eu îl propun pe ăla, oare iese? Știi? Nu, ce naiba. Se știa dinainte cineva. S-au întâlnit, au vorbit. Voi votați așa, votăm toți așa. Numai Aurul nu s-a vorbit. Adică ce să vorbești cu Aurul, care are 3 consilieri din 23. Și dacă ai 20 de consilieri, ce-ți mai trebuie voturile Aur? Aur o să fie, na, o să ia cuvânt acolo, o să fie nervos sau mai calm, sau o să ridice diferite probleme. Însă e bine că domnul Râmbu a reușit să facă și o astfel de la majoritate. USR, care au fost votați pe liste alături de PMP. Da. Bun, evident că nu o să fie frăție întotdeauna. Dar, în general, uitându-ne la votul de astăzi, va fi o majoritate confortabilă în Consiliul Local, astfel încât să treacă proiectele, mai ales la buget, acolo unde trebuie un număr mai mare de voturi. Și da, să urăm succes noi echipe, pe care în curând o vom critica. Că nu se poate, adică că au zis că vor face greșeli, normal că faci greșeli. Și din afară întotdeauna e cel mai ușor, cum stăm noi doi aici. Tu stai pe scaunul ăla, eu stau pe ăsta. Așa ne mai spun cetățenii una alta, mai vedem noi și începem aici. Că n-a făcut aia și aia și aia și aia. De aici e ușor, mai greu e pentru ei. Cu făcutul e mai greu. Cu făcutul. Și ei până acum au fost în postura oamenilor care au vorbit zis de pe lângă. Uh-huh. Acum cetățenii cu votul lor i-au pus în funcție. Și se... Din fericire, noi n-am făcut parte din administrație. Că dacă am fi făcut parte din administrație, am fi pățit cum a pățit fostul viceprimar Lucian Harșovski astăzi. El a avut două intervenții. Odată când l-a propus pe domnul Daniel Ungurean ca viceprimar din partea PNL. Totul bine și frumos. A doua intervenție a fost când și-a făcut așa un fel de descărcare de gestiune, a urat succes noi echipe și cumva a zis că nu dă sfaturi, dar totuși, așa ca un gând, cam în ce condiții va colabora el cu noua echipă, să se țină de promisiune cu ce a promis în campanie și să continue proiectele pe care le-a început și nu le-a finalizat fosta administrație. Suficient încât să fie provocat Vasile Râmbu, care a scos acel filmuleț care a ajuns și la noi, la presă. Cu ce era în primărie cu... și cu vraiștea. Cu boloneala de acolo, cu mizeria, dezastru, dezordinea, care a dus la o înlănțuire de incidente. Oamenii în exces de zel au aruncat, din neștiință sau din neputință, au aruncat și documente care au fost găsite de consilierul Aur, Mihai Crăciun, care a sesizat poliția, acum este și ancheta poliției și una administrativă și filmulețul, adică, cum să zic, rufele spălate în public și da, masa seama, plină. Îți dai seama că Lucian Harșovski este frustrat că a pierdut alegerile pentru funcția de primar, însă a ales un moment nepotrivit. De ce spune nepotrivit? Și o exprimare poate nepotrivită, că a spus că este omul cu cea mai mare experiență administrativă din 3 consilieri locali. Poate că e adevărat. Nu, dar așa este. Adică, păi este, a fost viceprimar 8 ani sau 12. Poate că e adevărat, dar când știi că te așteaptă la cotitură. Da, deci a fost neinspirat domnul Harșovski. Putea să tacă. Mai ales că a fost, așa să zicem, un moment festiv, nu de nivelul celui în care au depus jurământul consilieri locali și primarul pe 24 octombrie. Dar au fost aleși viceprimari cu jurământ acolo, adică a fost chiar un moment nepotrivit și putea să se gândească domnul Harșovski, ea nu are o relație bună cu domnul Râmbu, să spui că, sau că au avut o relație bună, și trebuia să se gândească că domnul Râmbu e un pachet de nervi. Adică mai ales... Cu pușculița goală. Da, după ce a văzut, chiar dacă nu au discutat cei doi, trebuiau, adică dacă ar fi văzut ieșirile în spațiu public ale domnului Râmbu, domne, că nu sunt bani, că am pus să facă curățenie și ca... Și domnul Râmbu e iute la mâini, Vasile cel groaznic, am stabilit aici, e ca un, nu e mic de stat, domnul Râmbu nu e mic de stat, dar e de grabă vărsătoriu de nervi. Și tu dacă știi că e un tip așa dintr-o bucată și că e pachet de nervi, ce-ți veni să spui? Lasă așa, zici pe parcurs, mai trece timpul.
Și în ședința de consiliu spui, domnule, nu e bine așa, că eu am experiență și le zic așa, că nu e bine. Adică, o trebuia să spun acum. A trimis un comunicat în care a mulțumit sucevenilor celor care au votat pentru colaborare, a zis că va fi alături de suceveni în continuare, putea să se rezume la asta. Dar nu era cazul în consiliu local știind... Sau doar să mulțumească, doar da. Să se descarce. O din asta, o din asta neutră, știi? Așa, și... Fără tușa aceea categorică, cumva că voi fi cu ochii pe noua administrație, și... cam așa a sunat. Da, bun, și asta Vasile Râmbu e și un om orgolios, na. Adică are și el o vârstă, are experiență, a fost colo și vii tu să-mi spui mie, știi? Și... Deci a fost neinspirat, știind cu cine vorbești. Nu nimic, altfel n-ar fi ieșit aceste imagini în spațiul public, ca să putem face comparație, da. Că doar într-o zi, două, lucrurile deja sunt mult mai aerisite. Bun, în primărie. Da, să vedem. Sigur, și mai departe. N-ar fi da. Fost nici cercetarea aceea a poliției, că nu s-ar fi aruncat cu așa mare generozitate documente, nu știm încă de care natură, la gunoi. Și mă întrebai ieri, Sorine, când mai curge câte o picătură de sânge, astăzi... Da, nu te-am întrebat eu cu cam sânge. Cam așa m-ai întrebat. Nu, tu m-ai întrebat pe mine și am zis că până acum s-a auzit doar bătăi cu pumnul în piept la Tarzan cu Jane. Și cu aia, cu cărămida în piept, sau ce am mai zis eu, că numai atâta. Și ei, n-am văzut nimic concret. Putem acum... prezenta documente. Da, deci noi avem o viteză de reacție foarte mare. Trebuie să fim un pic mai molcom, că, repet, din afară noi vedem într-un fel, dar înăuntru lucrurile se mișcă un pic mai rău. Dar totuși e de ține apreciat. Ține pasul administrația. Da, ține, așa, cu comentarii din afară. Acum, fiecare cum își... Da, știi, adică s-a știut că vine Vasile Râmbu. Domnul Râmbu a spus și după ce a câștigat. A dat de înțeles, domnule, care așa să meargă, stai, puteai să ieși pe ușa din față. Ai așteptat să vină ca să te dea afară din funcție, să ieși pe ușa din spate. E alegerea oamenilor. Dar știi că, adică știi ce așteptări are. Și în cazul domnului fost director economic să te facă și de rușine așa public. Da. Cu o declarație, o conferință de presă dedicată. Păi da, știu, dar adică am mai vorbit aici. A trimis Buzduganul înainte. Da, l-a trimis pe Doamne Ioan Cușnir, Vasile Râmbu. Doamne Ioan Cușnir nu s-a apucat să vorbească de capul lui. Deci vine Buzduganul cu trei peceți. Dan, Ioan și Cușnir. Îți bate în geam și spune, măi, omule bun, tu vezi de drum. Și tu nu bagi în seamă Buzduganul. Stai, mă, ușor. Adică, și știi că Vasile Râmbu e determinat. Nu? Într-un singur cuvânt. Nu, poate să fie și în două. Nu, e determinat. Și dacă și-a pus în cap ceva, o face. Dar e alegerea oamenilor, dacă vor așa să iasă. Adică, ce așteptau să crezi că după această mișcare, care s-a concretizat, da. Gata, în cazul a două dintre persoane, sigur, cel mai vocal fiind cazul doamnei post-director economic, crezi că ceilalți înțeleg mai bine, care sunt vizați de aceeași situație? Depinde. Cumulul pensiei cu salariul ăsta e, să spunem, cea mai la vedere situație. Depinde de puterea de înțelegere. Așa. Te gândești dacă a ajuns omul la pensie și a lucrat totuși în administrație, poate la vârf, ani de zile, înțelege, nu? Eu știu. Nu e o garanție? Nu. Nu, pentru că nu știu ce fac, dar n-am o obsesie, dar tot îmi vine. Dar tu, acum te întreb așa, sincer, dar nu, să nu mă răspunzi. Chiar te rog să nu mă răspunzi. Crezi că în lumea asta, în țara asta, nu o lume, l-ar angaja cineva pe Klaus Iohannis undeva? Zici tu, mă, să-l angajezi? Nu, să spună cineva, domnule, vreau să-l angajezi, ce să facă? Și a fost 10 ani președintele României. Da? L-ai angajat? Nu. Băi, nu l-a angajat nimeni, pe cuvântul meu. Cred că dacă s-ar face un sondaj, ia să scriu eu asta. Cred că... Măi, dacă faci un sondaj de opinie... Deci el a avut indemnizație până acum foarte mulți ani. Da, da. Ca primar, ca președinte, da, da. Ai indemnizație, numai, practic, pe și nu ești salariat. Uite, de făcut un sondaj de opinie, dacă ai fi la o firmă sau la o instituție, l-ai angajat pe Klaus Iohannis? Și în eventualitatea că unul, doi ar zice, da, ca ce?
Iată, poți face această cercetare de piață. Cred că ar putea ieși chiar rezultate extraordinar de interesante. Eu cred, pe cuvântul meu, cât mai are acum, 10%? Nu? Hai că unii care sunt fanii lui 10% sau cât așa, zic, bă, l-aș angaja. Dar când la a doua întrebare, când îi pui întrebarea ca ce, ai terminat. Și acum, pe finalul discuției noastre, aș vrea să aflăm punctul tău de vedere cu privire la ce s-a întâmplat în Burdujeni cu acele vandalizări, cu acele acte de vandalism. 51 de mașini în cele din urmă au fost afectate. Da, acum, cele știu, 3 persoane stai ușor și astea 51. Păi erau 10, pe urmă s-au făcut 38 și dintr-o dată 51. Bine, nu-mi imaginez că cineva s-a dus și a dat cu băta de baseball în lunetă ca să o repare nimeni. Nu, Cătălina, dar dacă eu m-am dus în piața George Enescu și m-am dus cu mașina și am vrut să o parchez, nu eu, că știi că nu, că îmi duc de mult, și m-am șuruit de perete că e strâmt, am mai lărgit între timp partea, așa zice, și stau în Burdujeni. Uite eu, ca și șeful, dar și la mine. Eu. Și ce crezi, că despăgubește cineva? Dar nu știu, bă, încerci, măcar. Dacă eu mi-am șuruit mașina. Nu, eu cred că tocmai ai dat o sugestie la unii oameni. Uite, are și ăla, hai bă, poate mi-a vopsit. Nu faceți ce spune Sorin. Nu, dar ce, da. În ceea ce privește felul în care a fost gestionată povestea asta, aici cum ți se pare? Aici l-am invitat pe Ovidiu Dorofie, directorul poliției locale. Și mi-a zis că polițai în fiecare noapte în Suceava, l-am întrebat câte patrule, sunt 3-4 în fiecare noapte, câte doi polițiști adică cu mașină. Da. Și a trecut o patrulă pe la 2 noaptea pe acolo și s-a auzit un zgomot și prima au văzut un coș de gunoi căzut. Au cei asociat polițai. Cele două lucruri și au văzut și au, pe cei trei. Au tulit-o, că dar n-au stat. Și au alergat după ei printre blocuri și au găsit. Și n-au văzut acolo și i-a legitimat. Și dacă așa poliția a putut să facă anchetă, că erau legitimați, au făcut legătura. A confirmat trei, povestea așa. Asta și poliția. Deci poliția locală era singura patrulă de acolo, da? Era singura patrulă. Dacă n-ar fi fost, ar fi fost greu de depistat cei trei. Așa i-au găsit foarte ușor. Dar înțeleg că zice doamna, una dintre presupusele făptuitoare. Deci trei presupuși făptuitori și o tânără, da? Doi și una. Și a zis că... Mă, lasă-mă, deci... Și a zis avocatul ei că i-a zis tânăra care a vandalizat, care acuzată că a vandalizat cu cei doi, aflată sub influența că erau mulți de beți, da? Era o clampă, cum se spune la noi, la Dumbrăveni, și că a venit poliția locală și a văzut ce fac ei și nu i-a oprit și i-au făcut în continuare. Am înțeles bine, nu? Așa zice că a zis. Băi, auzi că tine. Hai, da. Lucrurile acestea, am vrut să aflu punctul tău de vedere. Dar zici și mie așa acum, că un om cât de cât normal, adică noi suntem doi polițiști locali și mergem, suntem în patrul și vedem trei benzi care distrug și noi ce facem, îi legitimăm și plecăm. Nu vrem să ne evidențieze la servici, eventual să ne dea și un premiu. Dă în continuare. Ba și mai spargem și vreo 40 de mașini și zicem că le-a pus lor în cârcă, nu? Iarăși să nu se audă lucrurile astea. Așa și noi o să o credem pe tânăra care era mută de beată și care a vandalizat mașini și nu-i credem pe poliție. Nu am cunoștințe despre gradul de ebrietate al presupușilor făptuitori. Nu știu de muțenie. Cât de mută. Da, adică, nu dar trebuie să fii treaz lumânare să începi să dai așa. Nu? Adică... Nu am cunoștințe despre gradul deci de... Asta este halucinant. Să vină să spună, ne-a văzut că noi distrugeam mașini, dar ne-au lăsat și noi în continuare. Bă, hai, las-o jos. Și că polițaii au trecut și n-au făcut nimic. Hai să fim. Pe de altă parte, Ovidiu Doroftei a spus că chiar și în aceste condiții Suceava este un oraș sigur. Da, e. Adică ce ai fost și ziua vreodată, și noaptea. Eu nu am avut emoții să merg prin anumite locuri din Suceava sau prin oricare locuri din Suceava. Poate așa te mai fluieră, că tu arăți bine, poate te fluieră unul. Nu? Nu te-a fluierat niciodată? Adevărul că eu nici nu circul noaptea. Nu, dar ziua, că te fluieră și ziua. Ziua că poate se mai rușinează, poate m-am mai văzut pe undeva și nu își permit, nu știu. Da, dar în rest chiar n-am auzit așa să... Și seara umbli, adică nu știu, că am fost și la concerte, ce am fost vii seara, n-am văzut oameni fioroși pe stradă.
Or fi pe un... Dar oricum a zis Solidor Oftei că sunt câteva zone unde patrulează mai des. Cea mai patrulată zonă e la gara Burdujeni și pe Jean Bart acolo. Dar în rest chiar l-am întrebat la Ițican. La Ițican a zis că pe vremuri era, acum nu mai. Mai sunt niște cetățeni care fumează, beau cafele, strâng, vorbesc tare. Da. Adică nu e mare. Mulțumesc pentru discuția de astăzi, Sorin. Doamnelor, domnilor, știrile continuă. Lucrările de montare a parapetului de protecție pe rulouri continuă pe DN17 în zona Mestecăniș din județul Suceava, după ce lucrări similare au fost realizate recent și în pasul Tihuța, la limita dintre județele Suceava și Bistrița-Năsăud. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași a anunțat că aproximativ 2000 de metri de parapet vor fi montați pe raza secției drumuri naționale Câmpul Lung Moldovenesc. Acest proiect face parte dintr-un program național al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, CNAIR, destinat reducerii riscului de accidente rutiere grave pe sectoarele de drum considerate periculoase. Parapetele pe rulouri sunt special concepute pentru a oferi o protecție suplimentară în cazul accidentelor prin absorpția și redirecționarea impactului, măsură esențială pentru siguranța rutieră, mai ales în zonele expuse riscurilor crescute din cauza configurației drumului și a condițiilor meteorologice dificile. Lucrările sunt în desfășurare conform graficului stabilit, arată DRDP Iași. Șoferii sunt îndemnați să respecte semnalizările temporare de pe aceste tronsoane pentru a facilita atât siguranța participanților la trafic, cât și pe cea a echipelor de intervenție. Deși este reglementată de aceeași legislație, campania electorală pentru alegerile prezidențiale este modelată diferit de interpretările legislative ale birourilor electorale județene. Un exemplu concret în acest sens sunt deciziile luate de membrii birourilor electorale din Suceava și Timiș cu privire la contestația formulată de AUR privind legalitatea afișelor electorale ale candidatului PSD. AUR susține că Marcel Ciolacu a încălcat legea, deoarece apare în afișe purtând o insignă care reproduce drapelul României. În consecință, partidul lui George Simion solicită îndepărtarea materialelor electorale ale candidatului social-democrat. În timp ce la Suceava contestația a fost admisă, la Timiș a fost respinsă. Conducerea organizației județene Suceava a Alianței pentru Unirea Românilor a contestat la biroul electoral județean Suceava afișele electorale ale candidatului PSD la alegerile prezidențiale. În contestație se arată că Marcel Ciolacu ar fi încălcat articolul 41 aliniatul 7 din legea 370/2024, care precizează că sunt interzise afișele electorale care combină culorile într-o succesiune care reproduce drapelul României. Afișele lui Marcel Ciolacu au în zona pieptului o insignă care reproduce însemnele drapelului național. Biroul electoral județean Suceava a admis contestația. Pentru a se conforma deciziei biroului electoral de circumscripție județeană numărul 35 Suceava, Partidul Social Democrat are opțiunea de a acoperi insigna de pe afișul electoral cu un abțibilt cu sintagma "Nimeni nu este mai presus de lege", prevăzută în textul Constituției României. Se arată într-un comunicat de presă transmis de AUR Suceava. Contactat telefonic, președintele PSD Suceava, Ioan Stan, a declarat că va contesta decizia la biroul electoral central. Pe de altă parte, AUR a înregistrat contestații similare celei de la Suceava și la alte birouri electorale din țară și nu a avut câștig de cauză. De exemplu, biroul electoral Timiș a respins contestația formulată de partidul lui George Simion. Din conținutul fotografiilor atașate plângerii se reține că, într-adevăr, candidatul Partidului Social-Democrat poartă pe sacou o insignă ce conține culorile drapelului României. Însă, această conduită nu se înscrie în prevederile articolului 41 din legea 370/2004, având în vedere că scopul dispoziției legale nu a fost de a interzice afișele electorale în care se observă astfel de obiecte vestimentare. În aprecierea biroului electoral județean numărul 37 Timiș, scopul normei
ilegale este de a împiedica utilizarea unor afișe electorale în care intenția competitorului electoral este de a se folosi în mod vădit de acest semn distinctiv al statului, spre exemplu când afișele electorale sunt realizate pe un fond care reproduce culorile drapelului României sau în care candidatul apare având în spate drapelul României de o dimensiune vizibilă. Se arată în decizia Biroului Electoral Județean Timiș. Pe 1 decembrie 2024, România va celebra atât Ziua Națională, un moment de sărbătoare națională dedicat Marii Unieri din 1918, cât și alegerile parlamentare. Această suprapunere a celor două evenimente deosebite importante ar putea crea situații cel puțin discutabile în organizarea manifestărilor și a procesului electoral. În mod obișnuit, 1 decembrie este marcată prin parade, concerte și evenimente comemorative organizate la nivel național. În anul 2024, însă, atmosfera specifică acestei zile ar putea fi influențată de desfășurarea alegerilor parlamentare programate pentru aceeași dată. Există riscul ca partidele politice înscrise în competiția electorală să încerce să se asocieze cu valorile naționale, utilizând manifestările de 1 decembrie pentru a-și face campanii. Nu toți sucevenii sunt de acord că partidele ar putea să folosească evenimentele dedicate zile naționale ca să câștige voturi. În ce măsură credeți că alegerile din 1 decembrie vor influența manifestările cu ocazia Zilei Naționale a României? Cum trăim în România, și România este cea mai imprevizibilă națiune și țară de pe suprafața Pământului, cine trage o concluzie concretă sau e în stare să pareze pentru 100 de euro sau pentru 1000 de euro, că se va întâmpla cu tare lucru, e nebun. Deci nu se poate prevede nimic. Ce măsură credeți că alegerile din 1 decembrie vor influența manifestările cu ocazia celebrării Ziua Națională a României? Sincer să fiu, nici nu mai știam când sunt alegerile. Știam că ori pe 1, ori la sfârșitul noiembrie, dar nu știam exact. Pentru ei sunt cele parlamentare. Afectează, pentru că lumea o să fie cu două griji deodată, adică și manifestările alea o să îi atragă și pe de altă parte o să trebuiască să meargă la vot și o să fie oarecare interferență între astea două chestii, dar nu cred că e ceva foarte serios. În ce măsură crezi că alegerile din 1 decembrie vor afecta manifestările care se celebrează odată cu Ziua Națională a României? Cred că se va pune mult accentul pe ideea asta de patriotism, mai ales fiind și 1 decembrie, și politicienii vor scoate asta în față. Ideea asta de noi suntem poporul român. Nu știu, cam ce a spus colegul meu, dar cred că se pune accent pe scoaterea în evidență a anumitor fapte istorice, unirea Transilvaniei cu România și da, cred că politicul o să joace un rol în treaba asta. Așadar, riscul politizării unor evenimente dedicate Zilei Naționale este o temă de discuție, iar autoritățile și organizatorii ar putea fi nevoie să ia măsuri suplimentare pentru a asigura neutralitatea și respectul față de semnificația istorică a zilei. Muzeul de Istorie Suceava a găzduit miercuri lansarea volumului Războiul Sfânt al României, al istoricului american Grant T. Harvard, considerată o lucrare de referință despre rolul României în al doilea război mondial. Cartea aduce perspective noi și detalii asupra participării trupelor românești pe frontul de est și asupra contextului ideologic și istoric al perioadei 1941-1944. Dr. Constantin Emil Ursu, directorul general al Muzeului Național al Bucovinei, a deschis evenimentul și a subliniat valoarea istorică a volumului și impactul pe care îl poate avea asupra modului în care este înțeleasă participarea României la al doilea război mondial. Această lucrare oferă o perspectivă amplă și bine documentată, bazată atât pe surse de arhivă cât și pe mărturii directe, multe dintre ele necunoscute până acum publicului larg. Un volum care mi s-a părut foarte interesant. Mi s-a părut o temă inedită pentru istoriografia românească. Și atunci, discutând cu colegii mei de la istoria arheologiei,
A zis, doamne, ce-ar fi să încercăm să invităm pe autor pentru o lansare de carte la Suceava. I-am scris domnului Hall și ce să vezi, mi-a răspuns în românește că poate veni. Așa că, împreună cu editura Corint Istorie, practic a fost gândit un tour book, care, bineînțeles, începe la Suceava, invitația noi am făcut-o, continuă la Dorohoi, la Iași, Galați, Constanța și București. Profesorul universitar dr. Cătălin Turliuc de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași a remarcat analiza echilibrată și bine fundamentată a autorului în privința rolului trupelor românești și a motivațiilor ideologice complexe ale acestora. Volumul reprezintă o contribuție academică valoroasă pentru înțelegerea unui capitol sensibil din istoria României. Anterioritatea este un element fundamental al evoluției omenirii. Și fără a filozofa prea mult, dați-mi voie doar să dau câteva lămuriri. Conștiința de sine se formează prin impresia că fiecare dintre noi este altul și altfel decât celălalt. Grant T. Howard, autorul cărții și istoric specializat în al doilea război mondial, a petrecut 2 ani în România pentru a realiza acest proiect, perioadă în care a învățat limba română, ceea ce i-a facilitat accesul direct la documente de arhivă și la interviuri esențiale cu veterani români. Cartea, bazată pe cercetarea sa doctorală la Texas A&M University, este o sinteză riguroasă a numeroaselor mărturii și surse istorice românești, oferind o abordare unică și autentică asupra implicării României în conflict. Cartea aceasta este o perspectivă nouă. O perspectivă nouă, nu numai faptul că sunt american, sunt străin, nu am, noi zicem în Statele Unite, I don't have a dog in this fight. Adică nu am un câine în meciul ăsta. Adică nu am implicarea politică sau ceva de genul. Mai important, cred eu, decât că sunt străin, este și o abordare istoriografică diferită mai vis-a-vis de alți istoric militari. Și chiar eu mă consider istoric militar, dar nu unul din cea care scrie despre operații. La finalul evenimentului, Grant T. Howard a dat autografe și a răspuns întrebărilor publicului, exprimându-și speranța ca lucrarea să contribuie la o mai bună înțelegere a complexităților istorice din acea perioadă tulbure. Asociația Județeană de Fotbal Suceava a stabilit programul turului 2 din faza județeană a Cupei României. La primul meci în această competiție, cetatea Suceava va juca pe terenul divizionarei a 5-a, Voința Zvoreștea. Asociația Județeană de Fotbal Suceava a stabilit programul turului 2 din faza județeană a Cupei României. Cele 8 meciuri în care sunt angrenate 4 echipe de Liga 4 și 12 de Liga 5 sunt programate pe 20-21 noiembrie, începând cu ora 14. Cetatea Suceava, una dintre pretendentele la câștigarea trofeului, va debuta în competiție pe terenul divizionarei a 5-a, Voința Zvorâștea. În turul secund al Cupei României se vor mai disputa următoarele meciuri: Voința Hânțești, Recolta Fântânele, Releul Mihoven, Dream Team Ipotești, Academica Gălănești, Zimbru Siret, Rarău Câmpul Moldovenesc, Viitorul Vadu Moldovei, Forest Pătrăuți, Viitorul Fălticeni, Bradul Vama, Stejarii Dragomirnei și Sporting Băiensolca, Victoria Vatra Moldoviței. Viitorul Liteni, Juniorul Salcea, Bradul Putna, Juniorul Suceava, Progresul Frătăuții Vechi, Forestierul Frumosu, Moldova Drăgușeni și Minerul Iacobeni sunt calificate direct în faza optimilor de finală, programată în luna martie anului viitor. Șomus Fălticeni va juca pe terenul celor de la FC Bacău vineri de la ora 14 în deschiderea etapei a 11-a din Liga a 3-a la fotbal. Sâmbătă de la aceeași oră, Șoimi Gura Humorului va primi vizita echipei Gloria Ultra Dorohoi, iar Bucovina Rădăuți va juca tot acasă cu CSM Bacău. Șomus Fălticeni va juca în deschiderea etapei a 11-a Ligii a 3-a la fotbal. Echipa antrenată de Vasile Prisacă va evolua vineri de la ora 14 pe terenul din Ruști Ciutea, contra uneia dintre favoritele la câștigarea seriei 1, FC Bacău. Sâmbătă, de la aceeași oră, Bucovina Rădăuți va primi vizita celor de la CSM Bacău, iar Șoimi Gura Humorului va juca tot acasă cu Gloria Ultra Dorohoi. În cadrul etapei a 11-a din Liga a 3-a se vor mai disputa meciurile Ceahlăul, Doi Piatra Neamț, USV Iași și Știința Miros
Miroslava CSM Bacău. Primul loc în clasamentul seriei 1 este ocupat de Știința Miroslava cu 23 de puncte, urmată de FC Bacău cu 23 de puncte și CSM Bacău cu 20 de puncte. Bucovina Rădăuți este pe locul 6 cu 15 puncte, Șomus Fălticeni ocupă locul 7 cu 9 puncte, iar Șoimi Gura Humorului e pe locul 9 cu 6 puncte. La finalul sezonului regulat, primele 4 clasate se vor califica în play-off, în vreme ce ultimele 6 vor evolua în play-out. Știrile intermedia au ajuns la final. Urmează starea vremii și subiectele zilei pe scurt, dar înainte rubrica Fi bine cu tine. Nu uitați că ne puteți urmări și online pe paginile noastre de socializare și pe intermediatv.ro. Sunt Cătălina Biholar, toate cele bune! Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz.